20 de ani există un centru național al cinematografiei și există speranțe ca întreg sectorul cinematografic din Republica Moldova să fie dinamizat. Și ne-am gândit să ne întâlnim aici pentru cei curioși să vedem ce șanse și cum funcționează CNC-ul în Moldova, cum funcționează, mă rog, cel din România, știm cu bune cu rele, dar am zis pentru cei curioși să înțelegem puțin ce planuri sunt, ce sistem există în momentul de față pentru sprijinirea producțiilor de film și să vedem cum putem și noi ajuta cu experiența și cu greșelile noastre, să vedem cum putem să facem lucrurile să meargă bine, nu numai în Moldova, ci și la București. Îl am aici alături de mine pe domnul Valeriu Jereghi, care întâi de toate e regizor și acum soarta l-a adus la conducerea CNC-ului și o avem pe Oana Radu și Alex Trăilă. Oana e membru Consiliului de Administrație la CNC-ul din București, iar Alex a fost membru Consiliului de Administrație, e consultant, e specialist în politici, să spunem, privind finanțarea publică a filmelor și e un expert care lucrează cu multe instituții și proiecte europene de sprijinire de coproducții. Deci, ce se întâmplă, domnul? Suntem deja în plan de dezvoltare, fiindcă avem un an de existență care este și plin de responsabilitate, are și greșeli în probele noastre pe care le facem, dar, de fapt, a început cu binevoința colegilor noștri care au creat legea cinematografiei, care a fost adoptată în 2014 și din acel moment deci a fost lansată crearea Centrului Național de Cinematografie. Această lege cere modificări foarte serioase, pentru că trebuie adaptată și la timpul de astăzi. S-au mai schimbat lucruri și în societate, în politică și în relațiile noastre internaționale. Noi încercăm să modelăm lucrurile în așa fel ca prioritatea să fie relații internaționale. Deci, primele contacte colegiale care le-am avut în domeniul regulamentar, adică în domeniul legislativ, a fost CNC Franța și CNC România. Cu acești doi apropiați prieteni am început formarea și lansarea regulamentelor de existență, pentru că noi suntem, am început această instituție de la zero, de la ștampilă, de la fisc, de la multe acte, normative, legislative și așa mai departe. Deci noi nu știam cum să ne greșim. Dar totuși faptul că astăzi se creează și unele tensiuni în Trecinești este bine, fiindcă noi încercăm să ne ascultăm unul pe altul, să preluăm niște idei pozitive, ne mai reparăm greșelile pe care le-am avut. Deci mă bucură că Franța și România sunt două țări care sunt foarte aproape de noi. Noi, în timp de un an de zile, am avut 7 programe comune cu Ambasada Franței. Noi am elaborat un proiect de colaborare cu România, care a fost semnat oficial în Chișinău, cu doamna Tantran. Și, mai departe, având deja regulamentele de finanțare, de exemplu, care a fost unul de mult aprobat și a intrat în vigoare, deci chiar am anunțat deja și concursul de 2017. Celelalte regulamente, regulamentul Arhivei Naționale, regulamentul Registrului, regulamentul intern, modificările la lege, sunt date și sunt lăsate în locul. Deci de la noi au ieșit, s-au transformat în niște documente ministeriale, care ne așteptăm cumva să se va desfășura mai departe activitatea acestor documente. Am o întrebare, o curiozitate de producători. Spuneați că există un regulament și că ați dat drumul la... Dacă eu sunt producător de film din Moldova, să spunem, și am poate un coproducător în România,
mă pot înscrie la concurs, există doar o secțiune sau există cum e la noi separat de buturi și sau cum se desfășoară concursul și cam câți bani sunt disponibili? Banii disponibili sunt pentru o probă, pentru un început foarte nostru, așa, sunt numai 400.000 de euro, dar noi suntem, sincer să vă spun, suntem foarte mulțumiți că statul, de fapt, s-a întors cu față spre noi și va fi o probă unde mi-aș dori să greșim, mi-aș dori să apărim cu niște filme auzite și văzute și poate aplaudate, fiindcă de asta depinde la cifra care va crește. Da? La viitor, acolo putem să cerem și alți bani. Da. Pentru asta o să intrăm bine în industria cinematografică, modelând situația proprie după modelele românești, franceze, Ucraina, cum s-a pornit, foarte interesant, cu 50 de filme pe an. Da, suntem tot în relații destul de apropiate cu ei. Deci, sunt deschise toate posibilitățile pentru colaborare cu, mai ales, variantele coproducție. Deci, unica condiție este casa de producție care lansează filmul, trebuie să aibă un contract cu CNC-ul, casa de producție trebuie să fie din Moldova. Și, practic, în concurs e deschis tuturor, indiferent că sunt regizori deputați, indiferent că sunt regizori experimentați, e cumva și o categorie specială pentru documentar sau filme scurte? Da. Filme scurtmetraj, ficțiune, filme lungmetraj, ficțiune, documentare scurtmetraj, lungmetraj, animație, proiect de dezvoltare, proiectului, da? Poate, de fapt, de film televizat. Am înțeles. Acum, dacă aș fi să fac doar un mic reproș de data asta CNC-ului român, în calitate de producător și regizor de film, e că nu văd de ce nu am putea face un fond comun de dezvoltare de proiect sau de coproducție, adică și CNC-ul românesc și cel din Chișinău să pună niște bani din bugetul fiecăruia și să spunem, domnule, uite, anual încurajăm, eu știu, două proiecte, unul venit din România, unul din Moldova, dar să pună fiecare din banii care sunt 50 sau 100 de mii de euro și se creeze, practic, în fiecare an dedicat să fie ca o regulă. Dom'le, uite, vedeți posibil asta sau? Teoretic este posibil, ar trebui o mică modificare legislativă care să permită un cadru în moment de față, așa cum este legea OG39 și toate modificările ei, nu ne permite să scoatem din fondul cinematografic, să creăm destinația fondului cinematografic este foarte clar definită acolo. Ar trebui să facem această modificare care cred că este utilă și nu doar în neapărat în relația cu Republica Moldova, ci și cu alte, nu doar cu relația cu Republica Moldova, ci și în relație cu alte țări vecine. Unul din punctele principale ale modificărilor la lege este creierea fondului nostru. Și ar putea fi atunci o colaborare mai apropiată între două fonduri. Dacă nu ne permite legislația de punct de vedere statal, încă nu ne permite, da? Cred că și acolo se pot face modificări, că nu este dureros pentru nicio țară. Deci, între două fonduri, eu văd o posibilitate de creăm niște contracte comune. Deci, depunem finanțarea noastră, finanțarea noastră, într-un singur cont și lăsăm film. Da, din acest punct de vedere, spuneam că legea cinematografiei, nu că legislația relații bilaterale, ci legea cinematografiei în sine și cum e definit fondul cinematografic în moment de față nu permite, dar e o discuție care nu vorbim despre unele idei constructive pe viitor care ar fi foarte bine să le realizăm. Oana, vrei să spui ceva sau legat de subiectul ăsta? Este nevoie de o modificare legislativă pentru a permite o flexibilitate a anumitor sume din fond pentru asemenea tipuri de programe de coproducție. Pentru că există acorduri pe care România le are cu Franța, de exemplu, dar pe care nu le poate pune în practică din acest motiv. Pentru că legea este foarte specifică, spune foarte clar și în detaliu cum anume pot fi alocați banii pentru dezvoltare și producție în cele două sesiuni care se întâmplă așa și așa și atunci nu poți să ieși din acest cadru.
Dar o modificare, într-adevăr, a legii, mai ales că acum ea se, este pe tapet, ar fi extrem de benefică pentru a pune asemenea acorduri în practică. Uite, știu, Franța ți-a avut două acorduri. Eu, pe al doilea, vă cunoșteți chiar în Franța și noi am primat ca model în principiu pentru acord de colaborare cu România. Deci așa am zis. Și acolo nu este expus vreo piedică, adică direct de imposibilitate. Eu cred că cu unele mici schimbări, modificări, cum doriți, chiar și prin acordul acesta s-ar putea ajunge la așa o colaborare. Vreau să mă întorc puțin la concurs. Dacă, spre exemplu, eu sunt un producător și lucrez la un proiect de lung metraj cu un partener din Republica Moldova, sigur sunt minoritar, în 10-20%, producătorul din Republica Moldova poate să înscrie proiectul, există vreo limitare, există vreo condiționare pentru acest concurs? Îmi spuneați ieri că, domnule, mai sunt și nemulțumiți, adică există probleme în sensul că unii sunt mai avantajați decât alții, că la noi, de exemplu, există această problemă datorită unui sistem de punctaj. Sunt producători care, pe bună dreptate, spun, domnule, nu ajungem atât de ușor la finanțare, pentru că există case de producție mai puncte, mai multe, sau cum e la dumneavoastră? Da, și la noi sistemul cu punctaj există. Noi am preluat, de fapt, de la dumneavoastră acest model. Poate va fi modificat, dar să vedem potențialul pe care îl avem. Uitați-vă, noi în timp de 15 ani nu am avut, de exemplu, nu am avut o catedră de o facultate de scenaristică. Noi astăzi, încă neavând niciun dosar luat la concurs, eu nu știu câte scenarii calitative, profesionale vor fi în acest concurs, da? Fiindcă e alt domeniu, altă specialitate cum ar fi. Eu sper că trei comisii pe care le avem vor fi de ajutor celor care vor depune scenarii, dar nu cred că ele o să fie profesionale, cred că o să fie variante de povestiri, de subiecte pentru ziare, pentru radio și așa mai departe. Dar atunci când se va găsi esența, probabil că vor trece ele în concursul pentru dezvoltarea proiectului sau, dacă mai ne permite timpul, termenii să realizeze un scenariu de acum profesional cu consultanți pe care îi invităm și în Franța și din România. Oana. Am eu o întrebare legată, l-am văzut pe Igor că a venit aici, tu ești un regizor care a lucrat în ultimii ani destul de bine și intens în România, indiferent că a fost vorba de filme de lung metraj sau de seriale TV, cum vezi tu din experiența ta și din așa, cu toate acumulările care le-ai făcut și aceste oportunități noi care se deschid odată cu apariția CNC-ului, cum ți se pare lucrul ăsta, cum îl integrezi, ce șanse, speranțe crezi că există? În primul rând, mi se pare faptul că există un CNC, există un CNC Moldova, deja este o poartă legală de a produce și coproduce filmul în Republica Moldova. Este un lucru extrem de salutabil, pentru că tot ce s-a întâmplat până în acest moment, zic eu că a fost cumva pe inițiativă mai mult sau mai puțin particulară a fiecărui cineast sau fiecărui producător. Ce urmează, presupun eu, a se face este cumva a marca niște delimitări foarte clare în tot ce se numește activitatea cinematografică în Republica Moldova, pentru că, spre exemplu, la ora asta, mie este din perspectiva unui producător român, este neclar ce înseamnă a coproduce cu Republica Moldova. Și poate aici aș veni cu o întrebare către domnul Jereghe. Care sunt cotele de coproducție? Care sunt cotele de producție în Republica Moldova? Cât poate finanța un CNC procentual, să zic, un film, scurt metraj? Și așa mai departe.
Evident, noi salutăm toți cei care salută inițiativa CRC-ului de a coproduce cu Republica Moldova, dar trebuie să cunoaștem și ce înseamnă sau ce înseamnă raportul sau bani sau finanțare. Cât? Mie personal lucrul ăsta este. Este adresată mie întrebare, să vă rog, da? Întâi și întâi, ai noștri ce îmi în primul rând, dau acces la site-ul CRC Moldova, unde, unde sunt expuse toate pozițiile. Este un regulament trecut prin și aprobat de guvern, trecut prin toate ministerele și de două ori prin corupție. Deci, informația este legal deschisă și ușor accesată. Noi am preluat statutul cel din România și Franța până la 50%. Deci, în funcție de banii disponibili. Fiindcă dacă aveam o sumă de sute de milioane, puteam cumva repartiza, nu știu, un plafon ce vă puneam pentru filme lungmetraje, scurtmetraje, cu producție și așa mai departe. Noi avem numai 400.000 de euro. Deci, din suma asta trebuie să încercăm în primul an să servim pe toți doritorii, da? Și aici e mai mult, cum să spun, probabil că o să fie în prim plan atitudine față de dezvoltarea industriei în principiu, ca să scoatem la evidență pe cine avem, da? Fiindcă cineași care sunt mulți, nu mulți, mă rog, Republica este mică, dar sunt unii care se anunță mari și tari în domeniu, dar încă nu știm, în principiu n-am văzut care sunt rezultatele anunțate, da? Eu sper, cred, și toată echipa CNC și mulți alții din Moldova. Noi avem o echipă foarte puternică astăzi, mai mult intuitiv, pregătită pentru a lansa o cinematografie nouă, o echipă foarte mare de tine. Și aici ar fi totuși, cred eu, propun cel mai important, un ajutor financiar. Sunt convins că cât de puțin ar fi acest ajutor, dar o să dea un imbol pentru susținere, fiindcă ei nu sunt bibliși cu bani mari, ei au făcut practic, cum spunea și domnul Fugulească, toți de proprie inițiativă, studenții pe banii părinților, pe banii pe care îi câștigau pe la nunți, își făceau filme, da, și au adus și premii internaționale. Deci, un potențial există, trebuie să devaluăm, noi suntem primul an, încă nu putem da răspuns definit față de categoria, această categorie a băieților care dează în Moldova. Am o întrebare. Pentru dumneavoastră, din ce am înțeles, datorită faptului că acest sprijin pentru producție este acordat din bani de la buget, ei trebuie cheltuiți în anul bugetar respectiv, ceea ce e evident un concurs care e organizat acum în mai iunie, ai la dispoziție 3-4 luni să produci un film. Credeți că pe termen mediu asta se va schimba ca să dea posibilitatea atât pentru producțiile locale, cât și pentru coproducții, posibilitatea de a avea timpul pe care un film îl presupune? Asta este cel mai dureroasă întrebare, un răspuns încă bine definit, fiindcă, da, conform legislației, noi pe 38 decembrie trebuie să finalizăm toate cheltuielile, da? Pentru anul viitor, finanțarea va fi să facem în ianuarie. Deci noi câștigăm ceva în timp, dacă nu vrem sistemul până la 38 decembrie. Datorită apariției fondului cinematografic, mi s-au dat să se va schimba. Deci banii ușor vreau să te pățifiteze acolo și spune că domnul proiect care se spunează o bani. Nu e bani. Deci, pentru acest an, am avut mai multe tratative cu Ministerul Finanțelor ca să ne permită cumva să ne propună poate o variantă să lansăm totuși filmul care e trec în anul viitor. Deci, una din ele poate fi finanțarea unui proiect
cheltuie etatul. Noi suntem obligați, dacă finanțăm un proiect, suntem obligați să revalidăm ceva dintre etate. Deci, în perioada de pregătire, filmare și post-producție. Da? Deci, dacă este un film de lungmetraj, organizat contractul în felul următor. Anul ăsta, perioada de pregătire, apoi ne asumăm cu responsabilitate ca din anii bugetari, din banii bugetari din anul viitor, să preluăm acest proiect și să mergem mai departe. Deci asta este una din proiectele propuse de noi, restul în discuții. Au și ei care au copii de față de noi, doar că nu le-au spus. Așteptam zi, practic, Dumitru, vreau să-ți dau și ție microfonul și tu ești un om, un profesionist de film care ai colaborat și ai avut multe întâlniri, ai venit și la TIFF acum câțiva ani, discutam și te preocupă ideea asta întăririi colaborării dintre cineaștii din ambele țări. Da. Eu vreau să zic că, într-adevăr, s-a muncit mult. Noi am început, eu prima dată am venit la TIFF prin 2007, cred, sau 2008, când nu aveam nici măcar legea cinematografiei și de atunci cumva am început să lucrăm pentru dezvoltarea industriei, în primul rând, în Moldova, după care, normal, că în perspectivă ne gândeam și la cum să lucrăm, cum să preluăm anumite mecanisme funcționale din România. Ceea ce se întâmplă acum, în principiu, în Moldova, este că există o lege, există un CNC și, în principiu, suntem cumva la punctul zero, când ar trebui, înainte să începem să căutăm colaborări sau să începem să coproducem cu România sau oricare altă țară, să rezolvăm pe intern. Și ceea ce vreau acum să pun în discuție cu domnul Jureghi este anume consecvența, pentru că existau niște oameni care la un moment dat au început să scrie legea, inclusiv eu am fost parte din grupul de lucru, după care CNC-ul a preluat cumva lucrul mai departe și acum întrebarea mea este cine se ocupă acum de inclusiv politicile și mecanismele astea de dezvoltare pe intern și de colaborare cu extern. Cine e echipa? Cine aveți dumneavoastră în echipă? Deci, astăzi avem echipa CNC, atât. Noi aveam consultări deschise cu toată societatea și cu cine aștept, în primul rând, fiindcă orice regulament, orice proiect pune pe site-ul, pentru început, site-ul Ministerului Culturii, anunțăm discursul deschis, anunțăm rugămintea de a se adresa către noi cu redactări, cu propuneri. Îmi pare foarte rău că regulamentul de finanțare a stat 3 luni de zile pe site-ul Ministerului cu această chemare și nu a răspuns absolut nimeni. Deci fie a rămas să fim obligați noi să facem așa cum înțelegem noi. Nu vreau să spun că noi înțelegem lucrurile, că nu suntem neînțelegători, fiindcă totuși consultăm, da? Și să nu uităm că CNC prezintă la Ministerul Culturii, fiindcă noi suntem subdiviziune Ministerul Culturii, totuși prezintă proiectul, nu regulamentul final. Și în acest proiect de acum mai departe intră foarte mult în lume lucruri, toate domeniile, toate ministerele. Deci, din acel moment când se creează acest proiect, din acel moment trebuie să fie societatea foarte activă. Așa înțelegem noi. Și tot așa, acum am elaborat și modificările la lege, ținând cont de mai multe discursuri de tema legii cinematografiei pe care o aveam, punerea că este, dar totuși ea a lansat acest centru de cinematografie pentru care eu mulțumim celor care au elaborat-o. Și aceste modificări, propuneri din nou pentru modificări, scoate din urmă la discuții deschise, da? Și chiar am rugat colegii mei să pună pe site și să ne adresăm și colegilor din România și colegilor din Franța. Noi să traducem aceste modificări, fiindcă legea a fost tradusă în engleză și franceză. Noi am făcut cunoștință mai mulți colegi din alte țări pentru acea consultare. Deci, și suntem la etapă de lucru, adică normal. Noi n-am finisat nimic, adică să ducem o responsabilitate. Suntem toți
Moldova e țară mică, da? Și numărul de cineast este conform numărul de populație, adică nu mai mic și nu mai mare. Și cei care sunt, cei sunt. Vreți, activați. Nu, pare foarte rău, dar noi avem nevoie de susținere, avem nevoie de consultări, de ajutoare, să fim până bani de existență. Dacă îmi permiteți aici, din experiența CNC-ului din România, dar și din experiența multor alte platforme din domeniul cultural în general, de stabilirea unei strategii și de interacțiune cu beneficiarii, cu sectorul cultural, cu un public mai larg. Experiența spune că trebuie să fii, cred, mult mai proactiv și să creezi platforme regulate de consultare. Aceeași experiență am avut-o și noi în România anul acesta, anul trecut, acum 2 ani. A pune doar pe site, din păcate, atrage un feedback foarte, foarte redus. Cred că ar fi foarte util organizarea unor întâlniri specifice, organizarea poate a unui grup consultativ constant pe care CNC-ul, mai ales că este la început, l-ar avea ca un soi de sfătuitor și de a duce din breaslă problemele identificate, soluțiile pe care le propune. Cred că asta, din experiența pe care noi am avut-o în anumite contexte, arată că e ceea ce funcționează, ce funcționează cel mai bine și poate să asigure un dialog constant și mult mai eficient pe aceste chestii. Ca un exemplu pozitiv este apariția platforme pe care a lansat-o Dumitru Marian și este foarte pozitiv. Părerea mea este foarte bună față de această inițiativă. Altceva că și aici trebuie structurată sau poate destructurată de parcurs, de cum mai modificată, cumva, ca să avem puncte de contact, mai simple așa. Dar cât mai multe platforme să fie, cât mai multe mângeuri să fie, mai bine asta, cinematografia, mai ușor, o să-și mai mare drumul pe care trebuie să dar. Eu vreau doar să vă sfătui ceva, Dumitru, și asta o spun din experiența de luptă, de întânghilimele, dar de dialog cu CNC-ul de la București, de ani de zile. Încercați să vă expuneți părerile cât mai oficial, putință. Asta însemnând, dacă nu sunteți mulțumiți, dacă aveți alte păreri, trimiteți hârtii, faceți propuneri, că sunt regulamente, deci lucruri care le-ați vedea schimbate, dar trimiteți-le oficial. Nu uitați faptul că este o instituție publică a statului, care are un anume mod de organizare. De multe ori, vorbim de lucruri de acum 10 ani sau mai bine la București, ne lua așa că nu suntem mulțumiți și ne adunam și noi așa la o bere, la o cafea și nu eram mulțumiți. Trimiteam hârtii care nu erau semnate sau ștampilate. Ori o instituție, cum e CNC-ul de oriunde, trebuie să ia și să țină cont de părerile Brestei. Până la urmă, indiferent că e la Chișinău, la Moldova, la București sau la Paris, e o instituție care trebuie să servească interesul celor care fac film, celor care nu se poate altfel. Adică chiar dacă începutul e mai complicat, ei trebuie să înțeleagă ce probleme sunt în industrie. Evident, dar asta nu se poate face decât într-o formulă cât mai organizată. Și sfatul meu către voi să încercați ceva ce nici în România n-a reușit, dar în fine, voi începeți, organizați-vă, trimiteți la orice lucru care trimiteți idei, structurați-le, dar trimiteți-le cât mai oficial cu putință, pentru că în felul ăsta e ca un fel de, și ei vor avea, probabil, nu, hârtiile și propunerile voastre cât mai, pentru că altfel, dacă discuțiile se poartă doar așa, cum să spun, rămân în eter undeva sau pe niște forumuri online sau pe lucruri, cred că... Mulțumesc! Aș mai avea o altă chestie, să spun, un alt, poate nu sfat, dar o chestiune pe care din perspectiva CNC-ului din România cred că lipsește este aceea unei strategii pe termen lung pentru sectorul cinematografic și nu știu în ce măsură ați început deja, nu neapărat la nivelul CNC-ului, dar la Brestei, al sectorului din Moldova să discutați. E, cum spune Igor, e extraordinar crearea unei instituții, creează o legitimitate pentru sector și cred că pasul următor ar fi
să obținem, cum ne vedem pe aici peste 10 ani. Și gândită nu doar din perspectiva producției, ci a întregului lanț, producție, exploatare, distribuție, arhivare, educație, educația profesioniștilor, cum spuneați dumneavoastră apropo de scenaristică, educația publicului larg. Pentru că văd în contextul românesc că a fost, evident, în momentul în care a fost creată instituția CNC-ului, accentul era pe producție, să susținem producția în condițiile în care atunci nu se mai producea niciun film sau un film pe an, și susții producția, doar că e, cred, important să spui problema cum însoțești toate celelalte elemente. Și în România, noi, de exemplu, nu ne-am pus-o preț suficient și am pierdut din vedere chestiunea sălilor. Acum, de câțiva ani, spune, noi avem filme, dar nu avem unde să le prezentăm. A existat un întreg proces foarte învolburat legat de sălile din România, care s-au închis, au fost transferate autorităților locale, înapoi la RADEF, Rețeaua România Film, având și acum un statut neclar, sau cel puțin considerat neclar, pentru Breazlă. Și faptul că nu a fost pe tapet ca una din strategii, ca un element al strategiei cinematografiei, a făcut ca noi acum, într-un fel, trebuie să o luăm de la zero. Trebuie să reconstruim o rețea cinematografică în care ca și cum ele ar fi obiectivele noastre. Elemente, să se construiască instrumentele, că e vorba de regulamente, că e vorba de legi, că e vorba de mecanisme de finanțare, mecanisme de coproducție, care răspund cel mai bine tuturor acestor obiective. Vorbeați înainte de arhivă, care e într-o stare explodată și care este un element fundamental al acestui angrenaj al unei culturi și cinematografice din Moldova. Deci asta cred că ar fi un element extrem de important și care ar aduce, de fapt, oamenii împreună. Am lucrat pe foarte multe proiecte de strategie culturală, de elaborare a unor strategii, și cred că în momentul în care cei care sunt afectați de aceste politici publice participă la elaborarea lor, ei și le asumă, sunt cei care devin purtătorii acestei viziuni. Și asta e, cred că, pasul, poate ar fi pasul următor, care e viziunea pe care cei din Breazlă o, și cu cei din CNC, dar și din celelalte instituții, pentru că vorbeați și de televiziune și de arhivă, de Moldova Film, unde, care e locul unde suntem acum fiecare din acești actori și unde vrem noi să ajungem peste 10-15 ani. E dificil, e cel mai dificil, e mai simplu să lucrezi pe un regulament acum, dar cred că asta e ceea ce aduce oamenii împreună și creează în timp instrumentele cele mai potrivite pentru a ajunge acolo. Să fiu sincer, de la bun început am intuit posibilă greșeală noastră pentru start, dacă vom merge pe singură filieră, de exemplu, în interesul producătorului. Primul film autohton finanțat de stat, mergem cu ajutoarele pe care le avem noi, din punct de vedere oficiale și cele umane, haideți să mergem să ajutăm producătorii. Asta ar însemna că 3 ani de zile trebuie să mergi numai pentru pe filiera asta, apoi peste 3 ani de zile să intri în tema regizorii, apoi operatorii și tot așa mai departe. Deci am intuit că trebuie să încercăm un complex, tot odată. Și chiar am studiat unii primii pași al CNC-ului din România și am văzut, am observat această diferență de interes, de susținere, de un potențial mai evident așa față de acest complex, de tot împreună, da? Împreună cu cinematografia. Și noi suntem totuși, repet, acurat, fără nicio scuză, adică dar primul an încercăm să aranjăm aceste politici, aceste idei de conlucrare cu toți cei neaștept împreună, indiferent de ce profesie sunt ei, că cei mai supărăcioși încă nu au stabilit cine sunt, până când s-au evidențiat cei care vor să producă, cei care au nevoie de finanțare.
și din perioada două regizorii care nu le ajută această învățare. Pentru editorii care din nou au cer niște aparataje de format pe care noi are Moldova. Și tot așa, toți noi suntem gata pentru a merge prin aceste supărări și mai departe. Eu nu obosesc, cred că vom ajunge la un lucru comun într-un timp mai restrâns decât au avut alte cinci, datorită faptului că un pic am studiat situația un pic interior al colegilor din afară. Da? Și, repet, noi fiind binevoitori, fiindcă așa nu este statutul nostru, consider că nu este obligatoriu să fie cineaști creativ în cadrul CNCO-ului. Așa s-a întâmplat și cred eu că a fost corect faptul că eu am trecut acest test și am fost aprobat de guvern ca director, dar eu consider că ca cineast va fi primul director și ultimul, va fi bine de dorit pentru această soluție. Și mai departe să dezvoltăm structura noastră pe care o avem, adică organizator de producție de film, cu înțelegerea și cu relații internaționale pe care le dezvoltă ei concret. Deci, iată asta, pentru asta mulțumim că ne-ați dat o șansă să înțelegem cum să nu greșim din primul pas. Eu aș vrea de profil să sugerez CNCO-ul din Moldova să încerce un dialog, de fapt, mult mai pronunțat cu cineaște, pentru că deocamdată acesta nu există. Și mă rog să pun la îndoială, de fapt, afirmațiile mai devreme spuse de domnul Jeric, că cum există pe site niște cote de finanțare a domeniului cinematografic, cred că ele nu există, poate există de astăzi, dar lucrul ăsta nu știu. Și se sugerez în continuare să încerce să formuleze mult mai clar, de fapt, etapizările despre care vă gata de-a lui vis-a-vis de coproducție și de finanțare până la sfârșit de an, pentru că este un moment extrem de important exact pentru coproducții mai ales. Deci ca un producător din România să vină să facă o coproducție cu Republica Moldova fără să cunoască elementele despre care dumneavoastră vorbește că am putea transfera niște parțial niște finanțări pentru anul viitor. Fără asta nu există propriu zis coproducție. Lucrurile astea ar trebui să fie puse pe site, ar trebui să fie comunicate. Suntem o comunitate extrem de mică în Republica Moldova. Putem dialoga, vorbi, suntem deschiși. Ar fi păcat să nu se întâmple. Te referi la aspectele tehnice? Mă refer strict la aspectele tehnice, pentru că aspectele creative sunt extrem de subiective. Deci dacă eu nu știu care este cota unei finanțări din partea CNC-ului pentru un lung metraj sau pentru un scurt metraj, la cât pot revni? La 10.000 de euro, la 50.000 de euro. Îmi vine foarte greu să bugetez, îmi vine foarte greu să îmi formulez, dacă vreți, inițiativa de a produce un film sau altul și lasă foarte, foarte, foarte mult spațiu de interpretare, mânărie și cum să zic, stabilirea unui cot este o greșeală foarte mare, fiindcă noi la etapa începutului finanțării putem scrie numai formula film artistic, film lung metraj ficțiune. Unul vine cu un subiect, cu un scenariu, deci două femei și un bărbat și vorbesc tot filmul, o oră și o jumătate, film artistic, lung metraj. Cum se stabilește cota lui? E foarte simplu. Față de un alt film, niște profesioniști care știu cum se face un buget, este foarte simplu. În momentul în care doi oameni pe o bancă și vor un milion de euro. Știm de cum se fac bugetul. Eu am dat un caz real acum. Este un scenariu de ficțiune, un metraj. Două personaje într-un singur cadru, non-stop, tot filmul. Este un buget, este o cotă și altul este război de Transnistria, este altă cotă, nu? Deci tot începe de la proiect, de la scenariu. Și pentru asta este comisia de selecție a scenariului, este comisia tehnică, este
Consiliul CNCU. În acest sens poate întreb colegii de la CNC România dacă există niște cote, da, sau dacă această formulă este practicată și în CNC România. Vă referiți la cote, vă referiți la costuri în buget sau la ce? Nu, mă refer la banii alocați pentru un segment de producție. Spre exemplu, genuri. Câți bani alocăm anul ăsta pentru lungmetraje? Sunt 3 milioane de lei, sunt 50 de milioane de lei. Pentru scurtmetraj, 5 milioane de lei, sunt 30 de lei, tot așa. Conform legii, pentru că asta era o chestiune care era precizată în legea cinematografiei și apoi în regulament, nu exista o spargere a bugetului în sesiunii. În România există două sesiuni anuale în funcție de sumele care se, care se strâng în fondul cinematografic. Alocarea nu este spartă pe diversele, pe diversele categorii, sau este pe cele... Există un procent minim care trebuie alocat în filmul de metraj, filmul de debut, și documentarului și pentru dezvoltare, anumit calcul. Asta odată. Nu există o sumă clară cât poți să iei pentru un lungmetraj. Există un procent, adică poți să iei până la 50% din finanțarea ta, dar asta înseamnă că vei 50% decât pe regulamentul existent, primul clasat putea să ia, a făcut cerut. În cazul coproducțiilor, așa cum dictează și tratatul de cooperare pentru care avem funcționează și orimajul, e minim, minim 20%, deși asta a trebuit schimbat pentru că s-a modificat și tratatul. Deci cam asta așa funcționează și la noi, nu spun că este neapărat bine. Și aici aș menționa exact ordonanța 91 de care tot discutăm acum, tocmai prevedea pentru a asigura un soi de ghidaj pentru producători, prevedea ca în momentul în care se anunță suma alocată unei sesiuni să se facă această împărțire pe diversele categorii de filme. Există posibilitatea ca în cazul în care pe categorie banii nu sunt alocați să fie redistribuiți pentru alte categorii. Ce cumva, ca să dăm un pic de claritate, asta în anul trecut, în momentul când s-a lucrat pe regulament, pe legea actuală și cumva regulamentul să mai coafăm pe aici pe acolo, s-a reușit impunerea unui prag, adică nu poți să iei mai mult de atât. Și atunci știi sigur că ăla este maxim pe care tu poți abține, de exemplu. Asta cu excepția primului clasat care primește cât a cerut. Dar experiența pe care am avut-o este aceea că este absolut necesar ca regulamentul de concurs, că e vorba de producție sau că e vorba de concursul pentru sprijinirea festivalurilor de film sau proiectelor educaționale, este imperativ ca el să fie foarte clar, foarte specific, regulile să fie cunoscute de la bun început pentru toată lumea, astfel încât eligibilitatea, cine este eligibil, în ce condiții poate să obțină finanțarea și mai ales, cum spuneai, dacă obține finanțarea, în ce condiții o poate cheltui, până când o poate cheltui, cum trebuie să facă de conturile. Deci toate aceste chestiuni foarte tehnice sunt fundamentale a fi cunoscute de la bun început pentru a asigura o competiție cât mai deschisă pentru potențialii beneficiari. Asta pe de o parte, iar pe de altă parte, experiența CNC-ului din România a arătat că acolo unde au existat prevederi vagi în legislație sau în regulament, ele au fost cumva abuzate și s-au întors chiar împotriva finanțatorului a CNC-ului prin procese în instanță, prin care CNC a fost obligat să susțină proiecte de film care nu intrau poate în intenția legiuitorului, da? Pentru că au fost definite foarte vag, lucrurile astea s-au întors împotrivă. Deci e important să menții un context flexibil, dar în același timp cât mai specific, pentru că cine participă să știe exact pe ce se poate baza, iar din perspectiva coproducțiilor, într-adevăr, cu atât mai mult, cu producțiile de regulă sunt și producții mai mari, este important să știi care sunt condițiile, să știi dacă te lansezi sau nu într-o asemenea aventură. Noi am mai înaintat regulamentul de finanțare proiectul, practic 4 de euro.
Deci 4 luni de zile ne-au luat aprobările pe care au fost, care au ajuns ultimul la guvern, da? Au furat, de fapt, din timpul producției. Noi nu avem nicio vină, nu ne poate, nu cer scuze pentru asta, dar nicio vină nu purtăm, fiindcă așa e burocrația asta și noi nu avem control. Mai mult ca atât, în așteptare, monitorul oficial noi avem practic o lună de zile. Vă dați seama că fiind aprobat, noi nu putem lăsa. Da, deci și asta mi-a stopat și este în defavoare cine aș vor, fiindcă obiectiv, așa este, super, că timpul de metru e foarte scurt, am rămas până în jur de genul, da? Noi, ținând cont de această situație, am obligat Comisia Tehnică, care preia dosarele, să fie și un organ consultativ pentru cei care vor depune pentru prima oară în viață dosarele. Lucrează în fiecare zi de dimineață de la ora 9, cu un reprezentant al Ministerului Culturii, care împreună cu noi, care este responsabil pe domeniul ăsta de cinematografie de la Ministerul Culturii. Este permanent cu comisia noastră tehnică. Deci în fiecare zi, din momentul când a fost aprobat ăsta, un monitor oficial a fost publicat, în acel moment activează această comisie. Toate întrebările pentru care suntem noi gata, cei care încă nu cunoaște existența lor, fiindcă ne deschidem și noi ochii, nu-i ori adevărat. Sigur. Și vine atunci când oamenii vin cu bunăvăință, adică greșesc, eu greșesc, și noi hai să avem posibilitate să reparăm, nu să facem pe asta revoluție, da? Și noi din partea noastră, unica posibilitate pe care am avut-o să le oferim șanse de a înțelege corect cum se disciplinează acest regulament, acest document oficial. Deci, poftim, suntem disponibili și în toate variantele, și online, și telefonic, și fizic, dacă nu ar fi util și asta, de-a lungul timpului, nici noi nu am făcut chiar, nu ne-am folosit de acest lucru și chiar la sugerarea mai devreme, o întâlnire, efectiv, o consultare fizică la sediul dumneavoastră, comisia tehnică care știe pe din afară, cel mai probabil, textul așa cum este în moment de față și despicat pe fiecare categorie în parte și trecut prin el împreună cu cineaștri care aici și la rândul lor să înțeleagă foarte bine, pe de-o parte, și pe de-altă parte, un schimb de experiență, să zicem așa, pentru că și comisia la rândul ei va înțelege mult mai bine gândurile producătorului și a presei. Cred că o întâlnire fizică, pe text, așa cum este el, oriunde v-ați publicat la nostru site sau pe site-ul Ministerului, cred, cu părerea mea, este că ar putea fi foarte util. Cât mai mult putea aveți o comunitate, este o comunitate destul de mică. Programul meu aici la festival, eu mi-am propus o întâlnire cu doamna Mitranța să găsim cu cineva un ajutor pentru niște consultări. Eu zic două, să facem la Chișinău deschis. Fiindcă, vedeți, cei care sunt foarte interesați în regulamentul ăsta, ei cunosc, ei vin cu propuneri, ei mai întreabă de 3 ori, pun aceeași întrebare. Alții se distanțează, apoi apar cu probleme nerezolvate și preiau această supărare a treia etapă de cineaște. Și nu este bine, adică noi în oficiul nostru, alții care să avem în cap 30 de oameni, 30 de oameni putem invita pentru o consultație, dar putem face la ora 2, la ora 4 și la ora 6. Deci vreau în perioada asta de depunere proiectului să vreau să ne adresăm pentru cineților românești, pentru a ne ajuta cu consultații, mai mult ca atât. Nu este insuficient timpul pentru depunere dosarelor 15 zile, cum am propus noi în regulament. Eu, sincer să fiu, nu mai țin minte ce ne-a pus această cifră, fiindcă a fost preluată din undeva și eu acum am dat seama că cinează de fapt este insuficient timp. Poate
insuficient pentru primul an de federalizare pe urmă, va fi mai ușor, atunci când toată lumea va ști cum se procedează și pentru tine nu are, vor fi gata. Dar am zis că să încercăm obligatoriu să ne adresăm Ministerul Culturii pentru a prelungi acest Durata până la urmă de depunere a dosarului este ok, 15 zile, poate să fie bună, poate să fie bună, asta timp, dacă se știe dinainte, care este perioada când aceste 15 zile vor avea, adică dumneavoastră, de exemplu, dacă CNC-ul va anunța că la anul, în luna ianuarie sau luna februarie, urmează să fie anunțat sesiunea de finanțare și să înțelege 15 zile, atunci și ei la rândul lor se vor putea pregăti. Dar cred că predictibilitatea, de fapt, adică faptul că ei vor ști înainte când are loc această finanțare, este esențială. Asta este un lucru care ne confruntăm și noi aici în România, la rândul nostru. Și atunci, din experiența noastră, ce cred că ar fi util este ca după derularea primei sesiuni și încheierea cumva unui ciclu, să existe o întâlnire în care să se vadă ce a funcționat, ce nu a funcționat, inclusiv din perspectiva CNC-ului. Cum spuneți dumneavoastră, v-ați dat seama că de fapt e un timp prea scurt sau vă dați seama că evaluarea proiectelor are nevoie de mai mult timp sau că procedura ar trebui modificată pe aici pe acolo. Că asta cred că ar fi un exercițiu foarte util pentru a modifica apoi în consecință regulamentul. Dacă îmi permite, vreau să fac doar câteva remarci și referitor la ce zicea Tudor Giurgiu despre comunicarea și oficializarea relațiilor sau cumva documentarea corespondenței. Noi am avut, de fapt, această comunicare, încă aveam această comunicare, doar că ea este cumva unilaterală. Nu știu dacă în România a reușit să primiți și răspunsuri sau numai prin presă și așa, bănuiesc că se întâmplă încă. Noi am trimis inclusiv scrisori oficiale, inclusiv această platformă pe care noi am pornit-o la un moment dat, am comunicat CNC-ului că există această platformă, că ea urmează cumva să faciliteze sau să ușureze inclusiv munca CNC-ului, pentru că e o bază de date cu toate contactele, e o bază de date cu toate capacitățile de producție din Republica Moldova. Din păcate n-am primit niciun răspuns și acum mă bucur să aud că domnul Jurechi aprobă și apreciază calitatea acestui proiect. Sperăm mai departe să începem să comunicăm și să o îmbunătățim împreună. Și întrebarea mea era acum către dumneavoastră de referitor la activitatea CNC-ului sau îndatoririle CNC-ului și vorbesc acum de strategia aceea pe termen lung, referitor la ce facem, investim banii în producție sau începem ceea ce zicea și domnul Jurechi, că nu este sigur că vor fi proiecte de calitate. Și atunci de ce am lansat un concurs de producție, dar nu am lansat un concurs de inițiative de training, de exemplu, sau investiții. Și întrebarea este, CNC-ul în România poate să implementeze, să inițieze proiecte pe educație, pe, sau cum funcționează, pe promovare, pe... Mandatul CNC-ului e foarte specific precizat în legea cinematografiei. Principalul său obiectiv este susținerea producției cinematografice românești și promovării filmului românesc în România și în străinătate. Dar în mandatul său este inclus de asemenea educația cinematografică și susținerea, de exemplu, festivalurilor sau proiectelor de educație cinematografică țin și de acest mandat de educație cinematografică pe care CNC-ul îl are. De asemenea, CNC-ul administrează cesionarea filmelor din patrimoniu cinematografic românesc. Eu consider însă, și de-aia spuneam că din experiența pe care o am, eu sunt un membru în Consiliul de Administrație de 9 luni, deci sunt recent parte din instituție, dar realizez că o instituție, și asta se întâmplă peste tot, nu doar CNC, devine un pic inerțială și funcționează în baza unui mod pe care și l-a construit și, într-un fel, și beneficiarii sau partenerii care lucrează, de asemenea se obișnuiesc cu un mod de lucru, cu un mod de a depune, cu anumite formulare, cu un mod de să-i răspunde. Orice cred că e nevoie acum în cadrul CNC-ului și, de fapt, ce se solicită de multă vreme este a gândi un pic mai strategic ce facem și de ce facem și a prioritiza. Deci, cum spuneai tu, care e, de fapt, prioritatea noastră? Sigur că probleme sunt nenumărate. Banii sunt atâtica și instrumentele pe care le avem de asemenea. Cum le putem folosi cel mai bine? Ce ar trebui să facem întâi? Ce trebuie să facem peste 2 ani, peste 3 ani? Care sunt partenerii pe care noi aici împreună? Și cred că de multe ori noi ignorăm, de fapt, multe resurse care există.
proastă, în sensul că sunt alte instituții, tindem să lucrăm foarte, foarte închis. CNC-ul, în cazul românesc vorbesc, care funcționează exclusiv în mandatul său, dar mandatul său e complementar cu al altor instituții. Vorbeam de chestiunea de exploatare în care CNC-ul nu a avut niciun fel de acțiune, ori prin ordonanța adoptată anul trecut, s-a inclus în mandatul CNC-ului și acela de a asigura o asistență și consultanță pentru dezvoltarea unei rețele de cinematograf. Pentru că aici este o uriașă problemă, cum spuneam, și atunci, dacă tu vrei într-adevăr un lanț, un lanț de producție, educație, exploatare care să funcționeze, dacă tu vrei ca filmul românesc, unul, să produci filmul românesc, dar și să-l prezinți publicului, nu poți să ignori acest aspect. Mandatul CNC-ului este foarte limitat în acest domeniu. Până acum era zero, acum sper ca să preia și această chestiune într-un mod minimal, o poate face minimal, dar o poate face de asemenea conștientizând importanța și lucrând cu celelalte instituții, în special Ministerul Culturii, care are un mandat în acest sens. Chestiunea educației, iarăși, conform ordonanței adoptate, e mai pregnantă în lege, de asemenea mai pregnantă și chestiunea accesului la film pentru o categorie mai mare de public, în sensul că s-a introdus posibilitatea de a susține accesibilizarea filmelor pentru persoane cu dizabilități, astfel încât tu, de fapt, te adresezi să dai posibilitatea tuturor cetățenilor să aibă acces la filmul pe care tu îl produci. Deci, cred că mandatul CNC-ului trebuie văzut în ansamblu, gândit toate elementele și apoi văzut care sunt instituțiile care sau platformele care se ocupă de diversele componente ale acestui lanț și cum anume exact, de fapt, cum lucrează împreună. Pentru că având această viziune comună, știi cine, de ce se ocupă și creează împreună o coordonare. Ceea ce la nivelul României, din păcate, nu există, sau există într-o foarte, foarte mică măsură. Cred că asta din punctul meu de vedere, e lecția cea mai importantă și, în același timp, și cea mai dificilă. Asta, în general, e o problemă instituțională destul de dificilă. Eu doar vreau să zic că cele 15 zile despre care vorbește domnul Jereghe, precum că cineva le-a încătat, regulamentul e o lună de 15 zile. Probabil cineva din cadrul CNC-ului a insistat pentru 15 zile de un termen pentru depunerea dosarelor. În regulament este o lună, apoi să lasă lucrul ăsta. Întrebarea era altfel. Ce se întâmplă în cazul în care regulamentul presupune un termen, spre exemplu, de o lună, se adoptă sau se anunță în 15 zile și există niște contestații care pun la îndoială legalitatea unui concurs. Ce se întâmplă în România? Ce poate să se întâmple în Moldova în acest caz? Cum se întâmplă în România? Cum e să spuneți noastră? Eu nu am, practic, contestații cu directorul Comisiei Moldova. De ce vă fi? Vă spun. În România există un mecanism, posibilitatea de a contesta rezultatele pentru nerespectarea procedurilor. Deci, ăsta e singurul motiv pentru care poți să contești. Nu poți să evaluarea scenariului, nu poate fi contestat pe chestiune care ține și de subiectivitatea evaluatorului, dar a procedurilor, da. Deci este o procedură prevăzută de lege și de regulamentul privind alocarea finanțărilor. Nu știu exact care procedură. Iar contestațiile se fac la Ministerul Culturii, la instituția de ceva. Uitați-vă, scrie de regulament, depunere dosarului. Când se vede acest regulament, diploma publicat în monitorul oficial, noi îmi pune întrebarea echipa, cum se face asta? Ne pune nedosarea. Nu există niciun model pentru noi de procedură. Și noi, cadrul CNC-ului, timp de vreo 8 zile, de zi, de toate zile, am elaborat 36 de documente. Toată birocrația cuvenită. Adică, ați depus, eu am înțeles că am primit și vreau să vă răspund de a să fie secretizat și vreau să fie așa. Vă răspund toate etapele de procedură, dar nu am avut de unde prelua. Deci, noi ne-am protejat din punctul ăsta de vedere și înțelegem noi, normal că suntem, nu suntem feriți și ocrotiți și protejați de alte greșeli, normal.
faptul că noi sigur ne-am dat seama că toate procedurile este, dacă nu avem nivel diplomat să facem singur, noi deschidem stăpător. Și având consultări cu mai mulți juriști, cu mai mulți oameni din domeniul juridic, da? Din cei din CNA, adică corupția, noi am consultat toată procedura asta. Și sunt neavând înainte. Deci, orice pas, cel care este de început, primul an, trebuie să fie sigur pe cei care își doresc să ne ajute. Da, și vreau să întreb, apropo de procedură, și pentru că suntem aici și o să ne mai povestească colegii din România cu experiențe de CNC, conform regulamentului de finanțare sau regulamentul de funcționare a CNC în general, studiourile, companiile sau persoanele care aplică pentru finanțare trebuie să fie înregistrate în registrul CNC. Și întrebarea către dumneavoastră este ce s-a întâmplat până la urmă, că mi-a scăpat asta. Este regulă. Deci, fără nicio plată, noi am putut zic că prioritar este punctul despre casa de producție să fie autor, să fie cu regulă și responsabilitate, că noi facem un contract, noi oferim finanțare și trebuie să știm ce e cei băieți de căutări pe noi prin curalul. Despre registru sunt, da. Trebuie sau nu trebuie să fie înregistrat? Da, după evaluare trebuie să fie înregistrat, dar vă spun, asta este fără plăți, fără chitanți, fără se înregistrează numai în baza de date a CNC-ului. Atunci când va fi lansat registrul cinematografic, după ce regulamentul din nou va trece pe cercul și va fi aprobat, din acel moment va fi registru și registrul va obliga în formatul său. Dar acum trebuie să avem toate datele în bază de date CNC-ului, ce este normal. Procedura de înregistrare în registru pentru această prima sesiune de concurs, da, dar procedura e clară pentru acest prim concurs, înțeleg. Problema e probabil la, eu zic că ar trebui să fie înregistrat și inclusiv pentru că așa specifică legea, inclusiv ideea este că această înscriere în registru nu este doar pentru a te asigura că e o companie din Republica Moldova, dar pentru că după asta trebuie într-adevăr să urmărești activitatea casei de producție, pentru că care mai apoi contează la pontaj. Și atunci în cazul nostru pontajul acum în primul an bănuiesc o să fie foarte subiectiv, pentru că cei care depun dosarul, inclusiv pentru că sunt doar 15 zile, CNC-ul nu are nici într-un caz timp să verifice dacă festivalurile declarate există într-adevăr sau dacă omul chiar a luat premiu. Adică eu cred că pe viitor această înregistrare e o obligațiune care ar trebui să o implementăm. Da, și noi am stabilit niște relații și comisiuni de interne și comisiuni de externe pentru niște verificări urgente. Și avem prioritate pe asta, s-a promis că o prioritate și atunci când apare chiar și cu ambasada noastră. A fost un interior pentru ambasada noastră pentru a susține dezvoltarea și fotografiei naționale. Deci, toate problemele nu pot să dau răspuns. Deci a fost, dacă mă interesează festivalul, nu o să mă intereseze festivalul, trebuie mult în cazul dat. Nu o să mă intereseze datorii la stat, relațiile cu fiscul, dacă nu este prontare și dacă acest cont nu se găsește din mod oral. Apropo de formulare, că spuneați că ați luat-o de la zero, cred că aici există deja exemple
ale mecanismelor din alte țări și noi la CNC-ul din România, tocmai pentru că a existat această modificare și a regulamentului anul trecut și regândirea legii, ne-am pus problema în a reface formularele pentru o serie de sesiuni de finanțare pentru a le simplifica, a le face mai clare, mai utile în a obține exact informațiile pe care ai nevoie pentru evaluare și am încercat și noi la rândul nostru să folosim exemplu altor țări. Cred că există deja exemple care pot fi preluate și sigur adaptate în funcție de, cum spuneați, legislația specifică țării respective și aici cred că e adevărat, uneori e și un proces de educare, cred, a beneficiarilor, pentru că există o așteptare și de multe ori poate nu sunt toate detaliile clare legate, mai ales la chestiunile de decontare, ce anume se poate face, ce îți permite legea, și cu cât aceste chestiuni sunt mai clar făcute și din stat pentru beneficiar, cu atât e mai simplu în derularea contractului. Și pentru instituție. Exact, și pentru instituție. Asta este foarte pregătită pentru orice întrebare, pentru orice răspuns, cum am zis. Regulamentul totuși este un document, este o substanță suport de hârtie, ea nu poți analoga, nu poți vorbi și poți stabili poți obține niște răspunsuri de întrebări. Deci echipa este dispusă pentru orice consultare, nu înțelegem noi, greșim ceva, asumăm cu dumneavoastră. Nu primim răspunsuri, ne adresăm colegilor din Franța sau din Ucraina. Astăzi noi trebuie o colaborare foarte serioasă și cu Ucraina, așteptăm acum să ne luăm și o să ne luăm cu fiindcă parte, toate partea din granița Ucraina și România, noi avem numele comune și noi trebuie să avem niciun fel de documentare în primul 40 de ani. Vreau să mai o întrebare și o întrebare cu către voi, mai ales prin prisma CNC-ului moldovenesc, este referitor la cheltuielile de administrație, pentru că domnul Jureghi a numit suma de 400.000 de euro, care nu e doar pentru producții, intră și cheltuielile de administrație și vreau să știu cum funcționează în România sau e un procent din bugetul total sau cum funcționează. Pentru că în aceste 400.000, în cazul nostru, intră inclusiv cheltuielile și ar fi bine să ne spună domnul Jureghi cât pot. Deci, conform hotărârii Consiliului Județean, este elaborat. Din 6 milioane pe care noi le-am destinat dezvoltării cinematografiei, 5 milioane merg la producție de film concret și 1 milion pentru alte proiecte, alte programe. Deci, festivaluri, training-uri, masterclass-uri, susținerea unui cineaz ca să meargă la festivalul de realitate, dar nu mai e unul de ori, ca să nu scoate legătură de producție. Dar întrebarea este, în afară de acești 6, în afară de cei 6 milioane, mai aveți încă 1 milion sau încă 200.000 sau nu știu, pentru funcționare? 2 milioane. 2 milioane pentru funcționare. Peste 6 milioane da, care da, sunt. Da. Deci în total sunt 400.000, 6 milioane sunt 300.000 de euro și 100.000 merg la. Da, nu am pregătit și un model economic că dacă ceva o să ajungă la cel milion, unde sunt și alte activități, da? O să ajungă ceva, noi putem să luăm din banii pentru activitate, să cumpărăm ajutor pentru celor de activitate. Banii nu folosiți? Banii nefolosiți în interiorul CNC-ului vor fi folosiți în interesul altor activități, adică festivaluri și tot așa. Da. La CNC în România, noi nu avem o alocare bugetară, adică CNC-ul, fondul cinematografic nu este printr-o alocare bugetară, nu sunt bani care ne vin anual, ci este un sistem de colectare a unor taxe din zona audiovizuală, pe bilete de cinematograf, pe spațiu publicitar la televiziune, inscrierea în registru cinematografic, taxele de participare la concurs și așa mai departe. Și din toate aceste sume se creează fondul cinematografic în care se sprijină producția și restul activităților, finanțarea festivalurilor, workshop-uri, participarea la festivaluri, etc.
zona administrativă este din alt gen de venituri proprii pe care CNC-ul le are și este separat. Deci cele două conturi, să zicem, sunt complet separate și nu pot să, nu se poate juca unul cu celălalt. Există 3% din fond care se alocă pentru, cheltuielile care țin de administrarea fondului, onorarile care se plătesc membrilor juriului și așa mai departe. Da, strict asta. Acest gen de cheltuieli, dar într-adevăr cele două sunt distincte, astfel încât fondul să meargă pentru finanțarea, tipului de activități pentru care a fost. Și e faptul că este fondul este un fond specific extrabugetar, adică nu este prin alocare bugetară, atunci el nu are obligația să se închidă la finalul anului, nu trece din an în an, într-un an altul și atunci aici ai obligat. Care sunt procentele din care se creează acest fond cinematografic? Din ce taxe se creează el? Dacă poți să le luiți. Putem să dăm exact tu, că sunt multe, 4% din minutele de publicitate, 2% din taxele de înregistrare, o anumită licență pentru operatorii de jocuri de noroc, și din acea taxă de licență, cum ar veni, care se plătește anual, din suma colectată, 2% vine la fondul cinematografic. Asupra biletelor de cinematograf, este 3 sau 4%? Ideea e că tot schimb în ultima vreme, dar tot am lucrat cu aceste procentele, tot... Mai degrabă ne-a interesat cine sunt sau sursele de procentare. Da, biletele de cinematograf. Cabliștii internetul? Cabliștii GSM? Internetul nu. A fost anul trecut, s-a pus pe tapet această chestiune de a taxa internetul. Ideea că, de fapt, foarte mult conținut audiovizual, inclusiv cel piratat, cumva trece prin internet. A existat o reacție foarte puternică a puținilor operatori și foarte bine organizați din România. Bine, și foarte mari. Și foarte mari. Adică sunt practic companiile de telefonie mobilă care sunt și furnizori de internet și această sursă n-a putut fi adăugată anul trecut. Eu cred însă că pe termen mediu și lung va trebui reluată în considerare, pentru că este una din sursele principale. De fapt, logica constituirii fondului cinematografic, preluată din Franța și din alte țări europene, este cum să taxezi... Nu aș spune cum taxezi, cum să contribuie toți actorii din domeniul audiovizual la finanțarea și sprijinirea producției autohtone și, în același timp, producțiilor, teoretic, ar trebui să fie și participării românești în filme, în alte filme europene. Deci cumva... Da. Contribuția celor care cumva vor beneficia de rezultatele susținerii din fondul cinematografic. Dar, ca rezumat, da, există o contribuție a spațiului de publicitate închiriat, plătit, cumpărat de către diferite companii pe televiziune, taxa pe biletul de cinematograf, din exploatarea, dacă mai există, sunt curios, chiar aș vrea să văd timbru cinematografic pe materiale pornografice, timbru cinematografic din exploatarea de pe DVD-uri. Dar acestea devin sume tot mai mici pe măsură ce ele nu funcționează și tocmai zona de internet. Anul trecut, prin ordonanță, am inclus și taxarea cu 1% pentru VOD și alte ordonanța pe care menționam, cea care se modifice și să îmbunătățească legea cinematografiei, cea care a fost recent respinsă de Parlament și pe care noi sperăm să o readuc ca președintele, să o retrimită în Parlament pentru dezbatere. Deci la aceea fac referire și acolo se includeau și aceste mecanisme de platformele online de distribuție film, care practic sunt echivalentul biletului de cinema pe zona online și care în România sunt încă reduse, dar care evident vor crește, vor deveni unul din principalele canale de distribuție a filmului. Recunosc că sursa cea mai importantă care trebuie atrasă este acel modelul francez, era 30%. În urma unui studiu în Franța, au ajuns la concluzia că o treime din 30% din consumul de date este pentru
conținut audio-vizual, conținut video. În urmă unui studiu făcut anul trecut și făcut public de către o companie de telefonie mobilă, au spus că România e 50%. Ei, în Franța, în urma celeste 30%, au zis ok, atunci o treime se duce la fondul cinematografic și nu s-a mai discutat. Noi n-am putut să zicem jumătate se duce la fondul cinematografic, am zis 1% să se ducă, iar cel 1% ar fi însemnat dublarea fondului cinematografic. Și o întrebare iarăși către ambii. Ai menționat doar o ultimă sursă. A existat loteria o bună bucată de vreme ca sursă în fondul cinematografic, care n-a mai de câțiva ani a fost scoasă, dar care este o potențială sursă pentru fond. Loteriile, în general, sunt și jocurile de noroc în foarte multe țări. Și Marea Britanie, unul din principalii finanțatori, de fapt, în zona culturală. Deci poate să fie o sursă pentru fondul din Moldova. Oana încă e membru al Consiliului, Alex, fost membru al Consiliului, vreau să întreb de funcționalitatea sau pârghiile pe care le are acest Consiliu de influențare a activității CNC-ului și cum funcționează el, de ori se adună, cât e mandatul, cine propune, câți oameni, care e funcția sau rolul directorului CNC-ului, pentru că din câte îmi dau seama, directorul CNC este și președintele Consiliului, sau nu? Cum funcționează? În România, da. În cazul României sunt 7 membri Consiliului de Administrație, sunt numiți 7 membri la propunerea asociațiilor și uniunilor din domeniu, un membru din Consiliul de Administrație este reprezentat al Ministerului Culturii. Deci, unul este directorul general, care este președintele Consiliului. Rămân ceilalți 5, care sunt, de fapt, propunerile uniunilor și asociațiilor și care sunt numiți de către Ministrul Culturii și, în momentul față, al Identității Naționale, pe un mandat de 2 ani de zile. Ce face Consiliul? Ce pârghii are? Consiliul are un mandat clar specificat în lege și mai apoi detaliat, de fapt, în hotărârea de guvern privind funcționarea Centrului Național Cinematografiei și ține de stabilirea strategiei, cum spuneam, în domeniul cinematografiei și cred că aici este una din funcțiunile din mandatul cel mai important și poate cel mai puțin pus în practică până acum, dar are un mandat foarte, foarte specific în procesul de alocare a finanțărilor. Pentru producție intervine la finalul, de fapt la începutul sesiunii, stabilind data când se lansează concursul, sumele alocate concursului respectiv și la final, în decizia finală privind sumele alocate pentru proiectele câștigătoare, comisiile de concurs care efectiv decid asupra proiectelor și evaluează proiectele pe conținut, fiind formate din experți în domeniu. Consiliul nu intervine în acest proces legat de dezvoltare și producție. Pe de altă parte, finanțările care țin de festivaluri, proiecte educaționale, proiecte editoriale, de asemenea, pe care CNC-ul le susține, aici Consiliul are o funcție directă de evaluare a cererilor de finanțare și de decizie asupra și sumelor alocate și a proiectelor care sunt susținute. Cred însă că această și practic Consiliul se întâlnește o dată pe lună și a creat și un regulament propriu privind funcționarea sa, felul în care deciziile sale sunt anunțate, publicate pe site, comunicate celor care solicită sprijin financiar. Consiliul intervine și sunt chestiuni foarte clar precizate în lege și asupra altor decizii legate de transferul poate al unui contract. Sunt decizii care clar aparțin directorului executiv și, de fapt, chestiunea de funcționarea CNC-ului este mandatul directorului executiv, directorul general, acesta e titulatura oficială, directorul general. Consiliul intervenind, cum spuneam, în privința alocării sumelor din fond, dar și aici cred eu că încă noi n-am
reușit să ne preluăm mai mult această chestiune de mandat strategic, în a stabili mai bine care sunt prioritățile de finanțare, în a gândi pe termen mai lung ce ar trebui susținut și cum, mai ales în sectorul cinematografic. Noi am încercat acest ultim vor să preluăm cumva mai mult din acest mandat și să intrăm pe diversele domenii pe care CNC-ul lucrează în a gândi mai bine și cumva a ne propune nouă și a lucra de asemenea cu Breasla. Am avut, de exemplu, o întâlnire cu distribuitorii, încercând să regândim felul în care e alocat sprijinul pentru distribuție. CNC-ul susține distribuitorii care distribuie film românesc. Și am avut această întâlnire pentru a vedea, de fapt, care sunt problemele. Există mecanismul acesta de finanțare deja de multă vreme, dar n-a fost cumva regândit care sunt chestiunile critice, care sunt problemele întâlnite în mecanismul de finanțare, care sunt chestiunile pe care mecanismul nu le la care nu răspunde sau există, pentru că, cum spuneam, chestiunea exploatării e foarte complicată. Și am încercat și am regândit un formular prin care se solicită sprijin financiar, încercăm să regândim poate sumele maxime care pot fi alocate și pe care de asemenea Consiliul le-a decis, astfel încât instrumentul acesta să devină mult mai util și să răspundă nevoilor de acum ale sectorului. Alte întrebări? Propuneri? Feedback? Dumneavoastră aveți o întrebare? Știu că ați zis că ne întrebați direct, dar acum aici? Un repertoriu pentru film, plan strategic, în atâția ani de existență a centrului. Eu cred că e mai greu să-l formulăm, pentru că CNC-ul are între 12 ani. Era mult mai ușor dacă se făcea la început. De-aia vă și spun, e mult mai bine acum să începeți să-l gândiți, pentru că odată ce se instalează rutina instituțională, se instalează un mod de lucru, va fi mult mai greu și va fi mai greu pentru cei care lucrează în CNC și va fi mai greu pentru cei din Dreasă, va fi mai greu pentru Ministerul Culturii, instituția care vă patronează, pentru toți ceilalți, cum să spun, parteneri instituționali. Deci acum cred că e momentul, s-a creat această platformă și acum CNC-ul trebuie să spună, ok, hai să vedem unde vrem noi să fim, aducem toată lumea împreună și acum cred că e momentul cel mai bun. Toma, eu vă zic, pentru noi e mult mai greu. Și vom învăța de la dumneavoastră apoi, vă așteptăm când noi vom încerca să mobilizăm un asemenea tip de demers și dumneavoastră ne veți spune cum a funcționat. Eu sunt întrebări față de CNC Moldova pentru coproducții cu România, dar România, el se ne propune pentru coproducții cu Moldova? Sincer, nu știu să vă răspund. Dacă... Cred că există, interes există. Cu siguranță, Igor, a fost și proiecte susținute, dar eu recunosc că aici e o mică deficiență a CNC-ului din România cu privire la producțiile minoritare și cum le poate susține, și asta e ceva la care trebuie să le strigem, care trebuie reglementat. Dar interes există, evident. Eu știu cel puțin, în momentul de față, știu cel puțin un decizor tânăr din Republica Moldova care își caută un producător în România, adică de fapt și-a găsit și caută finanțare și lucrează deja. Cred că asta a fost întâlnirea de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Scrieți-ne, sunați-ne, suntem disponibili să ajutăm în măsura posibilităților. Personal și personal, suntem alături, suntem vecini. Mersi. Vă rog, festival frumos. Mersi. Anul ativ, să aflăm ce lucruri minunate s-au făcut.